Haideți să facem crema din mascarpone și frișcă. Pentru asta adaug 250 g de mascarpone, care le voi bate cu 100 de grame de zahăr pudră. Dacă vreți să fie mai dulce, puneți mai mult. Și esență de vanilie. Eu am o esență de vanilie. Dacă la dorință doriți altă aromat, puneți ceea ce doriți. Mascarponele trebuie să fie de la frigider foarte tare. De la început voi bate puțin cu untel pentru a nu mă trezi într-un nouă de zahăr de vanilie, zahăr pudră. După care voi da cu mixerul. Voi adăuga câteva chicături de esență de vanilie. Și voi mixa mai departe cu mixerul. Am bătut până la așa o consistență, să nu o bateți prea tare, că apoi se poate rupe. Acum în alt bol vom bate frișca. Acum în alt bol voi bate frișca mea, care este scoasă chiar acum de la frigider, trebuie să fie foarte groasă. La mine este de 35 de procente grăsime. Aici am 200 ml de smântână și o voi bate până la obținerea unei creme ca zăpada. Am bătut și nata noastră de la început la viteză foarte mică, apoi am mărit viteza. Fiți atenți să nu vă treziți cu o nată tăiată, așa când începe să se țină de mixerul nostru, opriți. Acum vom incorpora în mascarponele nostru cu zahărul pudră și cu esența noastră de vanilie o treime din, o jumătate din lapte din smântâna noastră și vom mesteca foarte atent de jos în sus, pentru că vrem să obținem o cremă foarte moale și foarte bună. Vom adăuga și partea rămasă. Și vom incorpora și pe ea. Nu vom amesteca cu mixerul, dar cu o lingură sau cu o spatulă. Așa s-a primit crema mea. E la fel de densă. Și acum o voi urna. Pentru că din rânduri voi pune miez de nucă. Am pus miezul de nucă într-o sacoșă. Și pun. Și apoi o voi pisa foarte bine. Aici un pan de șpan care l-am împărțit în 3 părți egale. M-am făcut cafeniu cu cacao și acum voi pune crema noastră de mascarpone cu frișcă. Blaturile noastre le îndulciți sau le ungeți. Eu am aici un suc. Dacă doriți, puteți să le îndulciți cu apă cu zahăr, cu lapte, cu sirop de la un dulceață, un magiun, cu ceie. Crema mea de mascarpone am pus într-o seringă. Și în așa mod voi urna, voi unge toate 3 foi.